urmează filmul Labirintul, dar bineînțeles câteva secvențe. Autorul este domnul Anatu Băină. Sperăm că vom avea ocazie chiar să comentăm acest film. Poate facem o seară chiar în jurul și părinii Labirinți, când înțeleg că el a mai fost dat undeva, dacă este sau e în pregătire. Deci, da, domnul. Bună seara, sunt o binevătare la cercare. Sigur, un film poate surprinde la o parte din ceea ce înseamnă datele de profunzime ale unei mișcări spirituale, cum a fost cea a lui Alcăriz. De la o vreme, de prin anii 2005-2006, ne-am încumetat cei de la TVR la o asemenea întâlnire, la un asemenea divers. Într-o formă sau alta ne-am întâlnit și cu prietenii în seara aceasta, domnul Marius Vasileanu, Andrei Gățănaru, cu cei de la Colegiul Noua Europa, care s-au legat în mod special de prezența părintelui Andrei Scrima, ca transmițător a forței spirituale venite dinspre Rusia, cu toate simpatiile noastre rusești, trebuie să recunoaștem acest lucru. Așa că, în seara aceasta, sunt, vă propun așa două scurte documentare, la 13 minute fiecare, realizate în 2007, împreună cu Andrei Gățănaru și cu părintele Adrian Făgețeanu, membru al grupului Adrians. Care mai aveți întrebări, care puteți produse de urmăriți. O discuție mai amintată despre rolul televiziunii sau cinematografului pentru a susține acest tip de experiență, cum este cea anticipată de rugul aprins, presupune un alt tip de întâlnire sau o altă întâlnire. Vă mulțumesc frumos!